să vezi tu că ajunge pe noapte cu ea. Bun. Acum avem ocazia să povestim un pic, pentru că tare multe întrebări am primit și revenim din nou la cele întrebări. De ce ducem noi bivolița asta la taur și de ce nu chemăm doctorul să o insemineze artificial? Păi, în primul rând, în momentul când am văzut că Măriuca e din nou în călduri, mi-am sunat doctorul din comună, care mi-a spus că el nu mai aduce material seminal datorită faptului că sunt foarte, foarte puțin, nu mai sunt bivol, de fapt. Din ce am aflat astăzi, în sat la noi, recent au apărut încă 6 bivoli și un vecin cu care am vorbit anul trecut în toamnă îmi zicea că și el și-a cumpărat o pui de bivoliță. Așa că încep să se adun iară bivolii. Pe internet sunt unii care ne scriu: vin în țară și mi-au și eu 2 pui de bivoli. Oameni buni, uitați-vă bine la aventura și bătăile de cap pe care le avem noi. Și eu nu zic să nu vă luați bivol, dar gândiți-vă bine, pentru că nu vrem noi să fim responsabili pentru deciziile voastre. Oricum nu suntem noi responsabili pentru deciziile voastre. Însă ce vă putem spune că înțelegem noi din ce în ce mai tare este că bivolul e un animal care necesită mai multă muncă, mai multă răbdare decât o vacă, spre exemplu. Vaca duce gestația 9 luni, bivolul duce 11. Deja e o diferență. Vaca e mult mai productivă la lapte, bivolul e considerabil mai puțin productiv și multe alte astfel de probleme. Însă nouă ne place în mod special bivolul. Chiar recent am primit de la Darius din Sălaj, aveți video pe canal cu Darius și bivolii lui, dacă vreți să căutați pe canalul nostru. Și ne-a adus Darius un căptiț, o găleată de lapte, făcut Andrei o brânză de lemea. Mamă, mamă, mamă. Deci cred că o să mai luăm de la Darius o perioadă până ajungem noi să ne căpătăm la lapte de la bivolii noștri. Pe de altă parte, Darius și alți crescători de bivolițe cu care am povestit ne spuneau că monta de la un taur normal ar produce un pui de bivol mai mic la prima fătare și asta ar ajuta cumva să reducem din riscurile fătării dificile la o bivoliță junincă care fată pentru prima dată. Până aici mi-a fost ajutorul, că-i drumul rău și de aici mă duc singur. Problema e că mâine am tare multe programate și n-aș mai lăsa-o până poimâine, tot atât-ai. Cu soarele astea în spate, sper să ajung frumos și elegant acasă. Și uite așa, e ora 4 și un pic, pornim din nou spre casă. Sperăm să ajungem pe ziua. Au, nu mă încet. Măriuca e nerăbdătoare să ajungă, mai are așa zvâcniri, sărituri. Dar din ce m-am uitat eu pe dinapoi, cred că dacă ajută domnul de data asta e gestantă. Sperăm să confirmăm asta peste 21 de zile, când nu-i revin căldurile. Știm drumul și suntem un pic mai potoliți ca pe drum încoace. Tot mai are ea accese de bucurie. Dar cred că se bucură că știe că merge acasă acum. Așa e Măriuca. Se dor de Anuca. E dor de Anuca și e dor de noi. Că am lăsat-o de lanță, văd unde vrea să fie. Vine acasă sau merge în altă parte? Hai, Măriuca, hai! Hop, 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 hop! 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 Hai că te țin de lanț, că văd că dansez pe gheață. Și nu-i bine. Ei, că acum am obosit. Hai, Măriuca, hai! Hai, mamă, hai! Haide! Suntem aproape de casă și vreau să văd dacă cunoaște casa. Dacă se bagă în curte
Sau vine mai departe după mine? Aici suntem, Măriuca. Hai că tu ai te venit după mine cam mult. Hai. Haide. Hai, Măriuca, hai. Hai, mamă, hai. Haide, de, de. Am ajuns acasă. Drumul spre casă o dura mai mult ca drumul spre Taur, pentru că a venit tare gale. Am un unsul mai grăbit să ajungă nicăieri. Și a fost un drum cam greu. A fost mai bine un pic ca la plecare, pentru că n-am avut noroi, a fost uscat, nu ne-a plouat de sus. Și ne bucurăm că am ajuns. Haide! Hai, Măriuca, hai! Hai, mamă, cam ești obosită. Trebuie să vă spun că drumul încolo a fost greu și pentru mine și pentru ea. Abia pe seara, când am ajuns acasă și m-am hodinit și eu un pic, mi-am dat seama că făcusem febră musculară la picioare de numai. De-apoi ea biata. Și acum ia rotură. Oameni buni, asta e video de astăzi, ne bucurăm că am ajuns cu bine acasă, așa mai încetuc, da, în siguranță. Vă mulțumim pentru vizionare, spuneți-ne ce părere aveți de Măriuca, spuneți-ne care sunt șansele, ce părere aveți voi, o rămas gestantă de data asta sau nu? Eu tind să cred că da. Și dacă ajută Dumnezeu și totul va fi bine, ne vedem cu un vițel păstă 11 luni de-a muncolo, deci în decembrie 2024. Da! În decembrie 2024 sperăm să avem lapte de la ghibul asta. Asta e aventura, asta e plimbarea. Scrieți acolo comentarii, neapărat dați un like la video ăsta. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Hai! Hai, mândră! Hai să te duc la prietena ta. Să văd, o mai cunoști panuca? Hai, lasă Sania, hai!